Treaba de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Am intrat în emisiune. Vă, dumneavoastră știți cu toții că aici este o emisiune open, în direct, așa că mai auziți din când în când și alte voci, dar asta e, așa se întâmplă într-o emisiune în direct. Nu mai tatonăm lucrurile și intrăm direct în subiect. În perioada aceasta avem tot felul de invitați care își prezintă, știu eu, ideile pentru dezvoltarea localităților lor. În general vin șefi de partide, vin candidați la orașe mari și, sincer să fiu, azi noapte am avut un coșmar care mă face să mă gândesc foarte serios dacă voi mai face acest gen de emisiuni. Am visat patru candidați de la Piatra Neamț care toți îmi spuneau ce bine va fi pe Cozla. Ce vom avea noi pe Cozla? Toți patru erau pe Cozla sus și în coșmarul respectiv vedeam cum dealul, muntele o ia la vale. Și candidații rămâneau cocoțați undeva sus. Este probabil un semn că trebuie să mai rărim cu acest gen de emisiuni, dar vom trăi și vom vedea. Astăzi însă mă bucur foarte tare că putem discuta despre un oraș care, pe nedrept, de foarte multe ori este exclus din discuțiile privind dezvoltarea județului, poate și pentru că nimeni de acolo n-a dorit să o facă. De aceea, în emisiunea de astăzi, avem un candidat pentru funcția de primar al orașului, era să spun municipiului, al orașului Bicaz. Un candidat, o să vedeți, poate un pic atipic. Este candidatul partidului numit Plus, care aici la Bicaz are candidat și listă proprie pentru Consiliul Local. Numele domniei sale, Răzvan Surdu, și îi dorim bine ați venit în emisiune. Vă mulțumesc mult, bine v-am găsit. Domnul Surdu, dumneavoastră nu sunteți un necunoscut pentru orașul Bicaz și nu sunteți niciun om care, să spunem așa, nu știe de ce candidează. Aveți o maturitate, aveți în spate o carieră și v-aș ruga foarte pe scurt să ne spuneți cine este Răzvan Surdu și ce reprezintă el ca persoană în comunitatea Bicazului. Răzvan Surdu, am să încep prin a vă spune cine este Răzvan Surdu ca persoană. Răzvan Surdu ca persoană este în prezent un ofițer în rezerva al Armatei Române, unde am avut o carieră de 30 de ani. Pe parcursul acestei cariere am lucrat în diferite medii, atât și categorii de unități militare, atât în țară și în străinătate, dar nu am să insist foarte mult asupra acestor aspecte. Probabil nici nu puteți să spuneți foarte multe. Nu este vorba că nu pot să spun, dar cred că mai important de cât a spune ce am făcut este să vă spun ce intenționez să fac. Bun, eu vreau să ne spuneți în câteva cuvinte pe unde ați lucrat, de ce. Pentru că, din punctul meu de vedere, asta arată că nu sunteți un ofițer care a ieșit la pensie dintr-o zonă, să spunem, deși eu am tot respectul pentru tot, a mentenanței, a aprovizionării sau eu știu ce altceva. Înțeleg foarte bine sensul întrebării dumneavoastră și de relevanță pentru discuția pe care o avem acum, consider faptul că am lucrat foarte mult în poziții de comandă la nivel național și probabil cea mai relevantă parte a activității mele o reprezintă faptul că circa 9 ani am lucrat într-o unitate NATO după reguli, proceduri occidentale, consider eu un pic mai deschise decât procedurile noastre. Și acolo, în cele două calități pe care le-am avut în acea unitate, pe de o parte
am avut oportunitatea să pornesc de la zero o serie de proiecte pe care eu le consider importante și relevante pentru dezvoltarea mea, finanțate de NATO, în valoare totală de câteva milioane de euro. Și în al doilea rând, ca în a doua poziție pe care am ocupat-o ca director adjunct pentru activitatea de sprijin, a trebuit să mă ocup cu toate problemele administrative, incluzând gestionarea unui buget NATO și a unui buget național, ceea ce mi-a permis să capăt o anumită experiență, atât în gestionarea fondurilor publice, pentru că le putem spune publice și la acele, și la acele categorii de fonduri, în al doilea rând, în lucru cu echipe internaționale și în al treilea rând, în buna administrare a unei structuri din care făceau parte militari de mai multe naționalități, cu provocările de rigoare. De pe această poziție, omului care a văzut multe, a gestionat fonduri importante, are o pregătire în spate din acest punct de vedere, cum ați ajuns dumneavoastră să vă înhămați la o candidatură la BICAS? Într-un mod interesant și neașteptat, aș putea spune. Am o locuință în oraș, locuința părinților mei, de care din momentul în care am trecut în rezervă, mă ocup pentru că trebuie ținută într-o anumită stare. Asta m-a făcut ca în ultimii 2 ani și aproape și jumătate, chiar mai bine de jumătate, să îmi petrec foarte mult timp în orașul natal. Am observat lucruri care s-au schimbat de când am fost mai mult turist în acest oraș. Am observat lucruri care au rămas la fel ca atunci când am plecat la școală cu multe zeci de ani în urmă și am apreciat că orașul și oamenii lui poate că merită mai mult. De aceea mă gândeam la un moment dat, pentru că nu am făcut politică niciodată până acum, mă gândeam la constituirea unui fel de formațiuni politice locale care să aibă ca principal obiectiv orașul și împrejurimile lui și doar atât, fără alte ambiții politice. Deci o formațiune mică, exact, locală. Care, da, din oameni gospodari, oameni care au mai avut ocazia să vadă lumea, oameni care vor mai multe pentru orașul lor, efectiv un grup de inițiativă local, ca să-i spunem așa. Însă, odată cu apropierea perioadei electorale, am început să fiu căutat de tot mai mulți oameni, am avut tot felul de discuții interesante. Nu eram hotărât să fac pasul în politică până nu am întâlnit această echipă care a constituit Partidul Plus, la filiala Partidului Plus la Bicaz, o echipă de tineri entuziaști cu dorință de schimbare, oameni foarte interesant, care nu au mai fost implicați în politică niciunul dintre ei, și am considerat că până la urmă rolul unui lider nu este de a se afirma pe sine, ci de a coagula energii, de a șlefui caractere, de a forma o echipă, a-și transmite cunoștințele celor care vin din urmă pentru a prelua ștafeta. Și contrar modului în care au acționat unii dintre politicienii de succes români, care putem spune că n-au lăsat să crească nimic la umbra lor, consider că atitudinea pe care ar trebui să o aibă un lider cu viziune și cu imaginație ar fi să încurajeze pe toți cei care vin de în urmă să își urmărească țelurile și să fie mândru dacă cei pe care îi crește îl depășesc și ajung la niveluri mai înalte. Bun, acum ați întâlnit niște oameni, sunteți membru plus, sunteți, da, candidat la Bicaz. Este obligatoriu să vă întreb, la Bicaz candidează și cineva din partea USR-ului?
Da, Bicazul este una dintre situațiile particulare din județul Neamț. După cunoștința mea, în afară de Bicaz, mai este vorba de o localitate unde se merge în această formulă. Sunteți doi candidați, unul dintr-un partid, partid care reprezintă și se pregătește acum să facă chiar o fuziune. Da, în ciuda faptului că cele două partide la Bicaz, datorită unei situații particulare, merg cu doi candidați, ambele partide urmează și se înscriu în calendarul stabilit la nivel național pentru fuziune. Spuneți-mi, presupunem că trec alegerile. Colaborarea se va face în mod firesc de acolo încolo, între cele două filiale, să le spunem. Nu vă ascund că o colaborare este necesară indiferent de rezultatul alegerilor. De asemenea, nu vă ascund că, din punctul meu de vedere, colaborarea nu trebuie să se oprească la cele două partide. Așa este procesul electoral. Are loc o campanie electorală, fiecare candidat încearcă să-și prezinte viziunea asupra viitorului orașului, au loc alegerile electorale, cineva va învinge, cum este firesc, dar părerea mea sinceră este că odată ce alegerile vor avea un învingător, toate formațiunile politice care activează pe scena din Bicaz, care este un oraș foarte mic, o comună mai mare, putem să spunem acolo, cooperarea nu trebuie să se oprească la granițele doctrinei de partid. Oamenii se cunosc între ei. Este mult mai important ce ne dorim pentru oraș decât ceea ce ne separă din punct de vedere politic. Și punctul meu de vedere este că toți cei care vrem binele orașului ar trebui să cooperăm în Consiliu, în Consiliul Local, pentru a promova acele proiecte, indiferent de inițiator, care într-adevăr sunt destinate îmbunătățirii situației sociale și economice din orașul nostru. Și acum, ca să ne întoarcem la chestiune, ca să spun așa, întreb și eu vorba marelui Caragiale. Domnul Sudu, pe ce vă bazați, domnul Sudu, în campania noastră? Cu ce veniți? Cu ce ofertă veniți și pe ce vă bazați? Partidul nostru are a identificat 5 direcții prioritare de acțiune. Acestea coordonează viziune și definesc viziunea noastră pentru Bicaz. Deci, în primul rând, suntem hotărâți să promovăm transparența decizională și cheltuirea fondurilor publice, mai bună informare a cetățenilor și o mai bună comunicare de la nivelul autorităților locale către cetățean. În al doilea rând, o problemă la care Bicazul este deficitar, pentru că din momentul în care m-am hotărât să particip, să mă înscriu în cursa pentru primăria Bicazului, am studiat cu atenție și aici Bicazul este deficitar. Deci a doua noastră prioritate este exploatarea tuturor oportunităților pe care ne le oferă accesarea fondurilor europene nerambursabile, pentru că sunt o întreagă gamă de oportunități care acoperă toate domeniile. Și vor fi și mai multe în exercițiul financiar. Cu siguranță vor fi și mai multe. Dar și cele existente asigură o gamă impresionantă de investiții care s-ar putea face în folosul orașului. A treia noastră prioritate o reprezintă creșterea nivelului general de prosperitate al locuitorilor. Și acesta este un lucru foarte important și are 3 paliere din punctul meu de vedere. În primul rând, cetățeanul de rând. Există o mulțime de oportunități și pentru ei. Primăria ar trebui să acționeze pe plan local ca un hub de informații, dacă vreți. Și suntem hotărâți că în situația în care cetățenii ne vor da votul, să stabilim o zi pe săptămână în care primăria să ofere consiliere gratuită tuturor celor care vor să pornească o mică afacere. Uniunea Europeană,
finanțează cu fonduri nerambursabile astfel de inițiative. Au fost 25.000 de euro, plafonul s-a mărit în acest an până la 200.000 de lei. Oamenii, știți cum e, ori nu urmăresc foarte atent informațiile, ori găsesc informații disparate aici și acolo, care nu îi încurajează să înceapă o activitate productivă din care să-și asigure măcar traiul familiei și dacă pot să mai angajeze și pe altcineva, ar fi și mai bine. Și da. Mai bine. De aceea, cred că primăria trebuie să le furnizeze această consultanță. Toți pașii care trebuie urmați, toate documentele care trebuie pregătite, domeniile, și asta este un lucru foarte important, poate chiar domeniile de activitate cu șansele cele mai mari de eligibilitate pentru zona respectivă. Exact. Și poate chiar și un curs mic și intensiv ce înseamnă să fii administrator al unei firme. Că foarte multă lume face o firmă și nu știe măcar legea aceea fundamentală după care funcționează firma. Acest curs, nu știu... să-i predai pe niște bucățele de hârtie, domne, un administrator răspunde în funcție de... Exact. Știți, există o mulțime. Ideea dumneavoastră este foarte bună și există o mulțime de formule în care poate fi pusă în aplicare. A patra prioritate a programului nostru electoral o reprezintă serviciile publice mai bune pentru cetățeni. După cum probabil știți, din punct de vedere administrativ, Unitatea Administrativă Teritorială Bicaz nu este doar orașul în sine, ci conține și câteva sate, Izvorul Muntelui, Izvorul Alb, Secu, Potoci, care au o situație pe care nu ne-am dorit-o nimeni în secolul în care trăim. Cred că aceste comunități, din păcate, au fost neglijate în trecut, să-i zic așa. Nu aș fi vrut să folosesc cuvântul acesta. Am înțeles și de ce, pentru că am studiat zona. Terenul este foarte dificil, deci orice investiție în acea zonă presupune un efort suplimentar. Dar având în vedere că avem această mare oportunitate a folosirii fondurilor europene, care au una dintre direcțiile, dintre cele 5 direcții principale de dezvoltare ale Uniunii Europene, se referă tocmai la situațiile în care se găsesc aceste localități componente ale unității a UAT-ului Bicaz. Vrem să ne aplecăm mai mult asupra lor. De asemenea, vrem, cel puțin la nivelul orașului, să finalizăm accesul tuturor locuitorilor la utilități. Și a cincea direcție prioritară o reprezintă protecția mediului și exploatarea potențialului turistic al zonei. Pentru că, indiferent ce sperăm, cum am vrea noi să visăm că aducem investitori, sporim numărul de investiții, aceste lucruri sunt posibile. Dar până la a ne gândi la ele, consider că trebuie să deschidem ochii mai bine și să ne uităm în jurul nostru. Dumnezeu a dăruit orașul Bicaz cu niște daruri deosebite. Avem munții, avem Ceahlăul, avem lacul de acumulare Bicaz, avem poziționarea, avem numele reginei Maria, care a avut niște sentimente deosebite față fostele de oraș. Fostele domenii regale. Exact. Deci avem tot ce ne trebuie ca să exploatăm mult mai bine acest potențial. De aceea, una dintre principalele noastre priorități este să acordăm mai multă atenție turismului și investitorilor locali care au investit deja în acest domeniu. Am vorbit mult, dar... Nu, e foarte bine că ați vorbit despre cele 5. Uite, am mai pornit un sunet. E foarte bine că ați vorbit de cele 5 direcții de dezvoltare pe care le-ați 5 probleme pe care le-ați identificat, dar vreau să vă provoc un pic. În Bicaz spuneați despre serviciile acordate populației. Bicazul este iarna, un oraș extrem de ciudat când treci cu mașina seara prin Bicaz. Observ de la blocuri cum iese fumul, ca și de la case.
mulți oameni din Bicaz stau în blocuri, mai ales în cartierul Doden, dacă nu mă înșel, așa se cheamă, și vezi că ies fumuri. Și te întreb, dom'le, ce fac ăștia la bloc? Și am întrebat și eu, am întrebat inclusiv pe cei din administrația locală. Dom'le, voi să încălzesc cu lemne, că e mai ieftin decât cu gaz. O altă problemă. De foarte multe ori sunt blocuri unde se taie apa de către Apa Serv pe motiv de neplată. Oamenii spun, dom'le, noi plătim, dar știți că sunt probleme acolo, ba nu știu ce. Deci există această categorie a serviciilor, deși impropriu spus toate că sunt, care n-ajung în Bicaz să mulțumească cetățeanul. E starea aceasta, știți, de disconfort în anumite momente. Și de aici putem discuta după aceea și de alte lucruri. Da. Cu siguranță aveți dreptate, așa este. Sunt niște probleme reale. Există oportunități furnizate tot de fondurile europene. Deci o componentă foarte importantă a fondurilor oferite de UE, de Uniunea Europeană către națiunile membre, o reprezintă fondul pentru mediu. Iar în cadrul acestui fond, eficientizarea energetică are un loc deosebit. Exact. Într-adevăr, încălzirea cu centrale individuale este nerentabilă. La fel cum nerentabilă este și încălzirea cu centrale mastodont, cum am avut toți prin orașele prin care am centralizată. După părerea specialiștilor, din calculele de eficiență făcute, cea mai rentabilă ar fi încălzirea cu centrale de scară, cum este situația blocurilor. Fondurile europene ar putea permite acest lucru. Cu siguranță, dacă aprofundăm un pic problema, dacă vedem exact care sunt procedurile, există proceduri inclusiv pentru implicarea asociațiilor de proprietari, pentru că trebuie să vorbim, când analizăm acest aspect, și de regimul juridic al locuințelor de care spuneați. Cam toate sunt proprietate private. Aici apare aparent un conflict de interese între domeniul public și proprietatea privată. Am aprofundat mult problema fondurilor europene și există posibilitatea introducerii și a asociațiilor de proprietari în cadrul unor astfel de proiecte. Pe de altă parte, cred că ar trebui mai multă implicare și de la nivelul asociației de proprietari pentru rezolvarea acestor... Nu numai de la nivelul asociației, ci de la fiecărui proprietar în parte. De obicei, omul spune așa, dom'le, eu îmi plătesc taxa și nu mă mai interesează ce e acolo. Deci... Da, dar știți cum e problema? Că din nefericire, și asta este o situație concretă care există la Bicaz, sunt și mulți oameni care ar vrea să spună, dom'le, îmi plătesc taxa, dar din păcate când se uită în buzunar, exact, aici este problema. Bun. Și aici ar trebui să, acestui aspect ar trebui să acordăm iarăși o atenție sporită la Bicaz. Bun, cum? De exemplu, una dintre propunerile cele mai dragi mie, pentru că eu am fost și voi fi întotdeauna un suporter al educației ca condiție necesară pentru progres. Una dintre ideile la care țin foarte mult și le prezint în mod constant bicăjenilor este acreditarea unei școli de meserii. Bicazul are, după cum știm, un liceu cu profil teoretic. Din păcate, la absolvirea colegiilor actuale din România, tinerii nu mai au acele calificări cum se întâmpla în trecut. Posturile de muncă necalificate, știm cu toții că sunt foarte, foarte prost plătite. Dar în Bicaz, fostul combinat de Lianț și Azvociment, pe care ne-l amintim cu toții, sau Moldocim mai recent,
a scos la pensie și a disponibilizat sub diferite forme aproape 90% din personalul pe care l-avea la momentul preluării de către Heidelberg Cement. Acolo, cu siguranță, sunt oameni cu experiențe deosebite, care au lucrat ca strungari, ca sudori, ca electricieni, ca mecanici, care oarecum în acest moment poate că se simte excluși din viața socială a comunității. Toți acești oameni pot fi recuperați, experiența lor valorificată. Atunci când vorbim despre cursuri, despre școala de meserii, nu trebuie să mergem cu gândul la vechile profesionale unde elevul stătea timp de 2 ani ca să învețe o meserie. În acea unitate NATO în care am lucrat, printre altele, ofeream și servicii de educație și instruire pentru statele membre în domeniul nostru de activitate. Este foarte simplu adoptarea unui sistem occidental intensiv, cu durate de începând cu 2 săptămâni pentru meseriile mai simple, cum ar fi, să spunem, cameristă la hotel, ospătar. Deci nu trebuie să faci o specializare ca în cazul unui operator de mașini unelte, unde trebuie să știi matematică, trebuie să ai o experiență, să măsori și așa mai departe. Deci cursurile trebuie adaptate în funcție de specificul meseriilor pe care vrem să-l promovăm. De asemenea, avem experiența locală pe care o putem exploata. Poate o să mă întrebați, pentru că la Bicaz este recent o inițiativă a unui agent economic din zonă, o firmă de mobilă, care finanțează o clasă duală la Colegiul Carol I. Am obosit să mai întreb despre aceste clase duale, să știți. Până acum n-am sau existat mai multe inițiative, din păcate nu întotdeauna au fost finalizate. Da, din punctul meu de vedere, pentru comunitatea noastră în Bicaz, sunt două probleme pe care le ridică astfel de învățământ pe care noi îl încurajăm, pentru că niște copii vor avea o calificare. Numai că întregul proces se întinde pe o perioadă foarte mare, după câte cunosc eu, 3 ani, dacă greșesc, corectați-mă. Da. În al doilea rând, pregătirea într-o specialitate trebuie să răspundă interesului firmei care o sponsorizează. Ei, o școală de meserii nu are aceste constrângeri. Deci, în primul rând, cursurile ar putea fi mult mai condensate, pentru că intenționăm să ne adresăm celor care au absolvit deja liceul. Și în al doilea rând, cursurile pe care le vom oferi întreprinzătorilor care își vor trimite oameni la această formă de pregătire vor fi gândite în așa fel încât să răspundă direcțiilor strategice prioritare de dezvoltare ale orașului. Ne interesează turism, vom oferi pregătire în domeniul turismului, ne interesează să ne și dezvoltăm economic și începem de la meserii cu aplicabilitate generală, mecanic, electrician, cum am menționat și așa mai departe. Problema la învățământul dual, cum bine a spus, este că se întinde pe o lungă perioadă de timp și contractele acelea care semnează între școală, cei care fac școala și elev și firma privată, de cele mai multe ori nu se respectă. După aceea, de exemplu, a fost o clasă în Neamț, pe un anumit domeniu, din cei 16-17 elevi, doar 2 au venit să muncească acolo unde au avut contract. Restul au plecat să lucreze în afară. Deci sunt niște lucruri de reglementat. O școală de meserii, în schimb, ar putea să folosească inclusiv experiența din acest sistem dual, adică firma X interesată să aibă 15 oameni care lucrează la mobilă, să-și permită pe perioada școlii să achite un fel de bursă pentru cei care îi vrea acolo, dar cu semnarea unui contract că trebuie să lucreze măcar un an de zile în firma respectivă sau 2 ani. Adică o chestiune de genul ăsta. E destul de complicat, dar o școală de meserie este necesară, nu numai în Bicaz. Peste tot sunt necesare școlile astea de meserie. Da, haideți să vorbim un pic. În momentul acesta, Bicazul este un oraș, din păcate, în cea mai mare parte a anului, de tranzit. Deci este un oraș de tranzit. La un moment dat făcusem și o glumă, era un semafor, dacă țineți minte, și este și acum. Și după ce l-au pus, a funcționat vreo 2 săptămâni și după aceea l-au lăsat pe verde în continuu. Și am zis, e normal, oraș de tranzit e verde continuu.
Cum puteți, cum vă gândiți să schimbați acest lucru, ca Bicazul să devină un oraș în care măcar o noapte să stea cineva, două, și, sau dacă nu, și rămâne un oraș de tranzit, să se dezvolte ca, pe, ca un oraș de tranzit? Nu, viziunea noastră este că Bicazul nu mai trebuie să fie un oraș de tranzit. Avem și avem destule argumente în acest sens. Din păcate, lucruri care trebuiau făcute cu foarte multă vreme în urmă, nu vreau să le fixez temporal nicăieri, nu au fost făcute. Poate a fost mai comod să se meargă așa. Dar noi trebuie să ne așezăm toți bicăjenii sau toți cei care simt o responsabilitate pentru orașul Bicaz și să analizăm cu foarte multă obiectivitate aturile pe care Bicazul le poate oferi cuiva care ar dori să petreacă o zi, două sau măcar o noapte în oraș. Din punctul meu de vedere, este obligatoriu să recuperăm adevăratele obiective turistice pe care le are orașul în sine, pentru că exceptând frumusețile naturale, Ceahlăul, lacul de acumulare, munții, orașul nu are foarte multe de oferit el ca oraș. Avem, dacă stăm să ne gândim bine, singurul nostru obiectiv cu adevărat turistic este scos din circuit în acest moment, pentru că acolo este sediul primăriei. Deci trebuie găsită... Bun, sunt două obiective care sunt scoase din circuit. Sediul primăriei, că e sediul primăriei, și peste drum... Este muzeul care a fost teatru... Da, și care în momentul acesta, din lipsa unui constructor, am înțeles că ar fi fost găsită finanțarea, el nu se lucrează. Acolo este o ciupercă în perete. Deci, domnul Bălănescu, sau bune au construit Burj Al Arab. Da. Care are 800 de metri. Și noi nu alții au făcut metrouri subterane pe sub New York, un oraș care nu și-a oprit activitatea. Deci soluții cu siguranță sunt, specialiști care să pună în aplicare acele soluții cu siguranță sunt. Poate că nu am căutat noi bicăjenii suficient de bine și este cazul să o facem. Trebuie recuperată cu siguranță și acea clădire. Dacă odată ce aceste monumente importante vor fi redate circuitului turistic, odată ce se va regândi un pic, și acolo trebuie să ne implicăm mai mult, organizarea edilitară a centrului orașului, astfel încât să putem exploata cele două obiective turistice și prin alte activități care să aducă beneficii. Unde mergem în străinătate, vedem, lângă fiecare castel, lângă fiecare catedrală importantă, sunt o mulțime de terase, magazine cu suveniruri și așa mai departe. Deci toate acestea sunt oportunități de venit pentru cetățenii din zonă. Totuși, Bicazul are locuri chiar frumoase. De exemplu, la un moment dat existau niște planuri pentru o plajă aceea foarte frumoasă de la Izvorul Alb. Acum nu mai știu ce este acolo. Deci acolo la Izvorul... Aveți satul Secu, Izvorul Alb. Da. În ce măsură se poate face, știu eu, un plan de dezvoltare în care să cuprindeți și aceste zone care, cum să vă spun eu, chiar sunt foarte frumoase. Și mulți au investit acolo așa, o căsuță, o cabană, da, avem un plan haotic, dar s-a făcut. Avem un plan de dezvoltare. Noi ne gândim să propunem bicăjenilor o strategie de dezvoltare pe o perioadă de 10 ani. Acea strategie intenționăm să o supunem dezbaterii publice și aprobării prin referendum local, pentru a deveni un fel de linie directoare pentru toate administrațiile care vor urma. Pentru că aveți dreptate cu dezvoltarea haotică. Asta a fost una dintre problemele orașului. Nu a existat o viziune care să fie urmărită în timp. Revenind la problema dumneavoastră cu Izvorul Alb și Secu, într-adevăr, există un potențial turistic extraordinar în acea zonă. Principala problemă, și atât pentru turism, dar și pentru viața de zi cu zi a cetățenilor,
o reprezintă accesul în aceste două localități. În prezent se face pe un drum care aparține Romsilva, unde autoritățile locale au foarte puține pârghii să intervină. Însă, odată cu terminarea drumului axial, drumul județean 155F, care face legătura între izvorul Muntelui Există posibilitatea. Acela este un drum comunal, drumul comunal 211. Fiind drum comunal, este responsabilitatea orașului Bicaz, a unității administrativ-teritoriale, să se ocupe de el. Nici nu are o lungime extraordinar de mare, e vorba de vreo 3 km și ceva. Este un singur punct pe tot traseul unde sunt necesare niște lucrări de întărire a malurilor. Da. Exact, dar poate foarte ușor să facă obiectul unui proiect. Cu fonduri nerambursabile, indiferent de unde o fi, pentru că am insistat foarte mult pe fondurile europene, dar noi nu privim exclusiv spre această oportunitate. Această oportunitate trebuie exploatată pentru că oferă mult mai multă predictibilitate în ceea ce privește fluiditatea lanțurilor financiare. Deci odată ce un proiect este eligibil, nu mai apar sincope în finanțări, cum se întâmplă de multe ori la programele similare naționale, unde știm cu toții, sunt constrângeri bugetare, se fac alocările de la o lună la alta. Sunt o serie de probleme pe care programele europene nu opune. Într-adevăr, se lungește traseul, dar măcar se poate oferi o variantă de acces în zonă sau din zonă într-un timp mult mai scurt decât dacă am inițiat niște demersuri cu Romsilva. Pentru ce? Accesul pe apă, din păcate, orașul Bicaz nu și-l mai poate permite. Este operarea unei curse. În primul rând, ne trebuie mijlocul de transport. Și nu prea mai sunt locuitori la izvorul. Locuitorii sunt puțini. Noi încercăm și luăm în calcul toate variantele. Oamenii aceia au nevoie de transport. Vrem ca orașul să poată să asigure măcar de două ori pe săptămână o cursă de microbuz în Secu și Izvorul Alb. Am estimat, am făcut analize în zonă. Dacă am reușit să găsim soluția, să achiziționăm un microbuz pentru a opera o cursă subvenționată, că nu... O ritmicitate de două ori pe săptămână ar răspunde nevoilor minimale. Acolo sunt oameni în general în vârstă. Da, și trebuie să avem grijă de ei, pentru că oamenii au muncit o viață întreagă. Inclusiv asistență sanitară au nevoie. Sigur că da. Și așa ajungem și la un alt subiect în Bicaz. Spitalul. Da. Cum vedeți viitorul acestui obiectiv? Pentru că spitalul ține administrativ de primăria orașului Bicaz. Spitalul este o utilitate publică extraordinar de importantă pentru oraș. Ce trebuie să facem este să analizăm cu maturitate capabilitățile reale de oferire a asistenței medicale de către acel spital și să ne redimensionăm nivelul de ambiție la capabilitățile existente și la perspectivele de sporire a acestora. La patologia existentă în zonă, probabil. Da, deci... Într-adevăr, este nevoie. Trebuie să asigurăm, în special, trebuie să ne concentrăm pe asistența medicală de urgență, care trebuie să o asigurăm. Mai ales că e întreaga zonă care este deservită. Bineînțeles, bineînțeles. În al doilea rând, Bicazul, cu datorită păcatelor sale, să zicem așa, despre care am tot discutat, nu este un oraș foarte atractiv pentru tinerii medici. Pentru asta avem un alt plan, iarăși foarte drag inimii mele, dar acesta nu va putea deveni viabil decât peste ani în timp. Pentru că ne gândim să găsim o formulă, să creăm un fond prin care să sprijinim acei copii cu venituri, care provin din familie cu venituri modeste, dar care au rezultate foarte bune la învățătură,
să-i sprijinim, inclusiv să urmeze o facultate în străinătate. În țară, în străinătate, cele mai bune facultăți la care pot avea acces conform rezultatelor pe care le au. Mulți dintre ei își frâng aripile, ca să spunem așa, datorită constrângerilor de ordin material cu care se confruntă acasă. Noi trebuie să încurajăm dezvoltarea acestor tineri, bineînțeles, orientându-ne până acele domenii în care orașul are nevoie ca ei să se întoarcă acasă. Mă refer aici la administrație publică europeană, medicină, învățământ, construcții edilitare, turism și așa mai departe. Deci asta e un vis mai personal, așa, al meu, dar nu răspunde situației din acest moment. În acest moment, aceasta este soluția pe care o văd. Deci asigurarea cu prioritate asistenței medicale de urgență și asistență medicală în acele domenii în care avem expertiza pe plan local sau perspectiva să aducem imediat personal. Spitalul este destul de mare, s-ar putea într-o nouă reorganizare să nu mai poate fi folosit tot. Dar aceasta este fals. Cred că ar trebui să ne gândim mai mult și chiar îi invit pe cei care lucrează în domeniu să se gândească un pic la ideea aceasta. Cred că în zona de spital care ar rămâne liberă se poate face foarte bine un centru de recuperare medicală. Pentru că, dacă stăm să ne gândim bine, din câte știu eu, nici la Piatra Neamț nu există, sunt discuții și recuperarea medicală se face la Iași pentru... Exact, se pretează zona și exact. Mai multe puncte de vedere. Exact. E și o zonă liniștită, da. Spațiu există, clădirea este relativ bine întreținută. Și acum este în derulare un proces, un proiect al vechii administrației pentru eficientizarea termică a acelei clădiri. Deci, în Bicaz a existat întotdeauna o preocupare pentru serviciile medicale. Ea trebuie valorificată să răspundă cât mai bine posibilităților și nevoilor orașului. Da, este o mare cerere peste tot acum să ai centre în care să poți să stea persoanele în vârstă care își permit un anumit standard, plătesc și nu au alți oameni care să-i ajute. Deci există avem întreprinzători care au dezvoltat așa ceva, da, la nivelul orașului. Dar acolo există toată acea zonă de spital care este suficient de mare, da, care se pot, da, face. Da, ne gândim foarte genul serios la ideea înființării unui centru de recuperare. Bun. Bicazul, spuneați chiar dumneavoastră, nu este foarte atractiv în acest moment pentru tinerii care vor să stabilească acolo. Pentru mulți dintre ei. Haideți să încercăm să-l facem atractiv. Să ne vedem așa peste 5 ani și să spunem, domnul Sordu, uite, cineva vrea să vină la Bicaz și ar vrea să stabilească acolo, nu e din zonă. Ce posibilități ar avea, nu știu, chiar să închirieze o locuință? Chiar să-și facă o locuință? Cum vedeți dezvoltarea de genul acesta? Da. Și știți de ce vă întreb? Am aruncat un ochi acum, în timp ce eram în emisiune, pe un CV de al dumneavoastră, așa cum l-am găsit. Da. Aveți o diplomă de licență în științe economice? Da. Și un masterat în relații internaționale? Da. Și sunteți manager de proiect Prince tu? Da, este... sistemul de management de proiecte singurul acreditat de guvernul britanic pentru membrii săi. Cu această pregătire pe care o aveți în științe economice, relații internaționale, proiecte, plus formația militară și tot ceea ce ați realizat, bănuiesc că sunteți foarte bine, deci gândiți eficient, ordonat și în perspectivă. Da. Haideți să vedem, într-o perspectivă, cum vedeți orașul acesta să devină atractiv, dar să ne spuneți așa, să zic, mai aplicat un pic? Deci, cum să vă răspund? Un oraș este supus entropiei organismelor vii. El, dacă nu se dezvoltă și nu crește în continuu, ajunge la un nivel de stagnare și apoi moare. Noi trebuie să ne gândim
Bicazul deja este în faza de scădere înspre moarte. Faptul că populația se diminuează de la an la an, că tot mai mulți tineri aleg, rămași fără perspectivă, aleg să plece în străinătate. Deci, indiferent de planuri, de vise, noi trebuie să ne concentrăm în acest moment pe oprirea acestei stagnări, să utilizăm toate mijloacele avute la dispoziție. În primul rând, asta v-am spus, trebuie să asigurăm acele servicii publice care să determine locuitorii, să le placă să trăiască în zonă. În al doilea rând, trebuie să asigurăm forța de muncă calificată și v-am spus că există mai multe variante. În al treilea rând, trebuie să încurajăm investitorii existenți deja pe piața locală și asta nu se poate face decât prin implicarea autorităților locale în asigurarea unui mediu concurențial echitabil în care doar competitivitatea și creativitatea întreprinzătorului să contribuie la creșterea sau scăderea acestei afaceri. Mai este o oportunitate pe care orașul a avut-o și eu personal nu înțeleg de ce nu a utilizat-o. Știm cu toții de sistemul localităților înfrățite. Bicazul este înfrățit cu două orașe foarte importante din Europa. Dacă vă zic unul, o să începem amândoi să râdem. Lausanne. Al doilea, un oraș important din Belgia, deci din zona cea mai prosperă a Europei. A mai fost și o comună italiană din zona de nord a Italiei, la fel, o zonă foarte prosperă. Toate aceste legături s-au pierdut, nu au fost exploatate. Deci trebuie să folosim. Culmea, există și fonduri europene pentru dezvoltarea acestor parteneriate. Este Fondul Europa pentru Cetățeni care acoperă toate acestea. Vă dau dreptate pentru că, de exemplu, avem fonduri europene și sunt proiecte de colaborare între școli pe orașe înfrățite. Nu mai pe orașe înfrățite, dar cu atât mai mult pe orașe înfrățite. Vă dați seama ce ar însemna pentru elevii de la Bicaz un schimb de experiență la Lausanne. Și invers. Asta ar crește și atractivitatea orașului. Ar întări relațiile. Uitați, ne spune cineva aici, vă propune traseu cicloturistic, Baraj Bicaz, Secu, Izvorul Alb, pe Râul Mare, Ceahlău, Viaduc, Poiana Terii, Hangu, Buhalnița Potoș, Baraj Bicaz. Vedeți? Deci, un domn care are mai multe. Drumul comunal are doar 7 km până la axial, aparține tot Romsilva. Deci vă dă dreptate, adică există posibilități de dezvoltare. Și, într-adevăr, un traseu cicloturistic ar fi ceva senzațional. Câtă lume n-ar vrea, bineînțeles, dar să-l poți asigura așa cum trebuie. Bineînțeles. Deci sunt... noi vrem să ne ocupăm cu precădere de rezolvarea situației lacului Bicaz, care, din păcate, este dramatică, cu acele deșeuri de materiale plastice care plutesc. E prioritatea noastră numărul 1. Vrem să facem o comunitate de interes cu toate unitățile administrativ-teritoriale riverane pentru promovarea unui proiect. Există posibilități tehnice. Să vedem cum reușim să captăm la zona de vărsare a afluenților în lac, să restricționăm puțin accesul pentru picnică, în sensul că să organizăm niște zone special destinate, dotate cu toate mijloacele de colectare a deșeurilor, cu toate condițiile unui, necesare pentru picnic. Exact, facilitățile unei ieșiri în aer liber organizate. Inclusiv cu toalete ecologice. Bineînțeles. Deci soluții există. Ele, știu, sunt multe. Și eu, în momentul în care ne gândeam la programul electoral, în jurul mesei acolo tot răsăreau o mulțime de idei. Problema este că timpul nu se poate dilata și trebuie să fim foarte realiști în ceea ce ne asumăm, pentru că până la urmă un candidat la primărie își poate asuma foarte multe. Dar el depinde extraordinar de mult și de suportul personalului tehnic din cadrul primăriei. Eu sunt convins că oamenii vor să facă multe, însă
La nivelul unui oraș mic, toate aceste structuri, birouri care se ocupă de proiecte europene, de integrare europeană, de dezvoltare, sunt foarte mici. La Bicaz sunt doi oameni. Acei doi oameni, dacă ar trebui să facă un număr imens de proiecte anual, trebuie să ținem cont și de limitările și de constrângerile fizice pe care le avem. Dar, în perspectivă, și tocmai de aceea noi vrem să propunem o strategie pe care toți bicăjenii să și-o asume, să o împărtășească, exact ca să putem să facem referire la toate acele idei bune pe care telespectatorii dumneavoastră le ridică. Da, și care trebuie făcute într-o colaborare cu toate UAT-urile din zonă, clar, fără discuție. Da, da, da. Și cu RomSilva, adică trebuie să existe o dorință și o emulație generală, pentru că altfel nu se pot face lucrurile la noi. La noi lucrurile sunt așa de amestecate, încât pentru a face axialul a trebuit să dai bani și la RomSilva pentru zona lor. E o întreagă tevatură. Și așa se întâmplă cu toate aceste lucruri. Este păcat că nu se gândește în felul acesta, o gândire integrată pe zone. Degeaba vrei să faci ceva în portul Bicaz dacă de sus îți vin toate mizeriile. Da, așa este. Adică, dar încheiem cu o singură întrebare. De câte ori se aude despre Bicaz în media, în județ, pe an, în momentul acesta? Sincer să fiu, nu am... Vă spun eu, de maxim 3-4 ori. Odată când se votează bugetele, da, așa, și se spune și Bicaz, uite, Bicazul are mai puțin decât nu știu ce comună, de ziua Marinei... Da, cu siguranță. De ziua Marinei... Când se mai vorbește despre spitale, vezi, pandemia s-a dus secția de paliative de la Piatra Neamț la Bicaz și cam atât. Da, cum poți să dezvolți un oraș în condițiile în care despre el nu se vorbește? Am impresia că a existat o teamă a administrațiilor de până acum de a ieși în față, de a se bate pentru oraș, de a-l promova. Pentru că promovarea orașului nu înseamnă doar ziua Marinei, când stau niște polițiști și dirigează traficul care este infernal până, da, în portul Bicaz. Promovarea orașului se poate face în N feluri. Da, dar înainte de... Aici există două paliere, discuția aceasta cu promovarea. Ceea ce Bicazul poate că ar fi trebuit să fi făcut mai mult este acea latură a promovării care se referă la incisivitatea în relația cu autoritățile de la nivelul județului pentru obținerea de investiții și de fonduri. Incisivitate în sensul bun. În sensul pozitiv, bineînțeles. Deci consider că din acest punct de vedere Bicazul ar fi trebuit să facă mai mult, să aibă acces la fonduri. În ceea ce privește promovarea pe linia de marketing la care ne referim, promovarea acolo, pe evenimente chiar exact, mai mici. Exact. Trebuie să le organizezi. Deci aici se pot face, trebuie, se pot face și trebuie făcut mai mult. În al doilea rând, mai există o problemă. Chiar în oraș. Am făcut recent o mică cercetare în zonă, pentru că în activitatea pe care am avut-o m-am ocupat la un moment dat și cu partea de turism, de business, dacă vrem să-i spunem așa. Deci Bicazul nu ar putea găzdui la ora actuală o mică conferință cu 50 de participanți. Nu există o sală. Infrastructura... Cazarea s-ar trebui să se facă doar dispersat. Sunt mai multe. Deci trebuie să ne facem un pic de ordine în bucătărie, în bucătăria proprie, și după aceea, cum să zic, eu obișnuiesc să zic, după aceea trebuie să îndrăznim să credem, pentru că doar cerul este limita, înțelegeți?
Am înțeles. Eu vreau să vă citesc câteva dintre mesaje. Îmi place domnul Surd, Bicazul pare să aibă o șansă mare. Eu, de la Plus, nu am cunoscut decât oameni pregătiți, întâlnesc, să spun, de înaltă calitate intelectuală. Spune o doamnă care nu face politică, vă garantez eu că o știu. Sunteți întrebat dacă aveți vreun plan în legătură cu clădirea fostei primării a școlii din Izvorul Alb și ce soartă vor avea clădirile acelea. Deci acolo sunt niște clădiri, era o primărie pe vremuri, dar revin la promovare. Acum un an, din inițiativa unor oameni, a fost promovat un eveniment la Izvorul Alb. S-a făcut acolo un foști locuitori, cineva a venit, parcă dacă nu mă înșel, chiar din Statele Unite, nu mai rețin, sau din Marea Britanie. Și ne-au contactat, noi am dat niște știri, vreau să vă spun că a fost o întreagă emulație în jurul acelui mic eveniment. Până la urmă era un mic eveniment, dar foarte mare pentru cei de acolo. Lucrurile acestea au mers cu căruța, au coborât pe acel drum spre Izvorul Alb, au făcut, mă rog, tot ce era de făcut pentru așa ceva. Lucrurile acestea ar trebui... Da, uitați, promovăm Izvorul Alb, fiii și fiicele satului. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Deci... Da, deci pentru noi, ca formațiune politică, toate aceste localități din componența orașului Bicaz sunt foarte importante. De asemenea, sunt foarte importante toate inițiativele de promovare a zonei și, în mine personal, atât cât voi putea, întotdeauna vor găsi un sprijin. Vedeți, cine urmărește, este Fundația Izvorul Alb, a existat și Waterfest 2020, Ceahlău Izvorul Alb. Da. Pe 13-a, 8-a, deci foarte curând. Mulțumesc tare mult pentru cel care ne-a făcut aceste precizări. Domnul Surdu, eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. În ultimele 30 de secunde, un mesaj pentru cei din Bicaz și de ce nu, pentru că s-au uitat lume și cei din altă parte. Și eu vă mulțumesc că mi-ați oferit oportunitatea să mă adresez bicăjenilor, pentru că una dintre principalele probleme cu care mă confrunt este faptul că nu ne cunoaștem atât de bine cât mi-aș dori, datorită condițiilor în care am lucrat și a trebuit să fiu plecat atâta vreme din oraș. Eu vreau să le transmit bicăjenilor un singur lucru, că numai împreună putem să facem lucrurile mari. Nimeni nu poate face nimic de unul singur și că eu voi fi tot timpul dispus să-i privesc în ochi și să vorbesc cu ei. Și le transmit un singur îndemn. Alegeți cu mintea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu pentru participare. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea în care un candidat, zic eu, cu un CV impresionant, se adresează unei comunități pe nedrept, poate, marginalizate în județ și care speră că își va putea pune experiența în slujba acelei comunități. Vă mulțumesc, cele bune, la revedere!